Primăria Timișoara a câștigat procesul de anulare a constructorului în baza căruia Florin Răvășila a devenit în 2019 director executiv al Direcției Clădirii Terenuri 1 Est. Tribunalul Timiș a admis cererea de anulare a dispoziției de încadrare a acestuia în funcția de director. Victoria de azi nu este una simbolică, ci garanția că acest personaj nu se va mai putea întoarce în primărie printre tipuri juridice. Și mai ales, victoria de azi e un semnal clar că în cazurile de corupție mergem până la capăt, a declarat primarul Dominic Fritz. De asemenea, în urma dosarului deschis de DNA la sesizarea primarului Dominic Fritz, fosta șefă de resurse umane, Rodica Aurelian și două funcționali implicate în fraudarea concursurilor, au încheiat acord de recunoaștere a vinovăției.